concentrată că sunt și puțin partener medie. Acest dublu eveniment. Prezența dumneavoastră atât de numeroasă dovedește ceva, și anume că suntem în fața unui eveniment artistic cu totul deosebit. Avem pânzele unui mare artist la care ne uităm cu toții și nu știm foarte bine în ce curent să-l punem, pentru că este un artist cu totul deosebit. Iată-și prezint această mică retrospectivă de publicații, eu sunt bibliotecar, așa că zic de publicații, de pânze, care dovedește mare artă, arta coloristică, arta artiștilor, și faptul că sunt atât de mulți aici dovedește că iubiți acest artist. Al doilea moment ar fi momentul lansării albumului artistului, iată aici, care, despre care vi se va vorbi probabil de către cei mai în măsură decât mine. Eu nu fac decât să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră atât de numeroasă, cred că e cea mai numeroasă prezență la un asemenea moment, și am să-i dau microfonul fiului marelui artist, care va conduce întâlnirea de această seară, la care am dorit cu toții să ne bucurăm atât de arta artistului, dar și de amintirile despre el. Că cred că toți dintre cei prezenți au fost prietenii artistului sau admiratorii lui. Domnul Daniel. Bună seara, la altă existență. Nu credeam că o să vorbesc atât de mult. Am făcut o campanie de promovare acestui album prin tot felul de mijloace, deci telefon, presă, e-mail-uri, fax-uri, și așa mai departe. O să doresc să invit la bun început pe cel care a scris spre... După care, în ordinea pe care o să o anunț eu, o să urmează cei care sunt așezați la pupitru. Deci, eu o să mai vorbesc despre ceva, dar spre sfârșit, rezerv acest drept. Bună, Oprea, vă rog frumos. Trebuie să vă spun, la bun început, că fac o distinție, între artiștii noștri actuali, între cei ce se numesc sau se dau drept pionier, și Eugen Crăciun, care este, a fost profesionat în sensul că, din toată inima, așa dori să fie un artist, dar nu singur, atmosferă artistică. E mare lucru și ceea ce m-a bucurat în acest sens este că acest volum și alte carte o serie întreagă de aspecte ale acestei activități și acestui crez artistic în diverse perioade. Este un lucru deosebit în monografiile de artă. Avem parte astă seară de un public elevat, oameni de artă, noi la lansarea acestui minunat album, care în sfârșit, eu aș zice, un pictor vizionar, pentru că el nu s-a mulțumit cu realul,
ci am mers dincolo de nară, pentru că purtând în domnia sa moșul fantastic, de o domnie artă, nu este o aspirație permanentă. Noi cei care iubim și creirea extraordinară, pentru că i-a dat seama de un singur lucru. Ultima mea întâlnire pentru Dumnezeu a fost la Galeria Apollo și Fantasiatul. În lumea imaginii, timp de 5 decenii, această repetă, această... care, în mod miraculos, conducea o mână. Eugen Crăciun și-a dat seama că avea în față operele... avea în față un... său, necunoscută, și a culorii și a conceptului mai degrabă. Mă refer la un pictor a găsit filonul unei arte mistice, a unei arte care năzuia către cosmice a pictorului, a însemnat o asemenea investigație într-un domeniu în care de obicei de anumite reușite coloristice, trebuie totuși să încerce să o explice. Nu va fi cazul în această care a fost Eugen Crăciun. Vă mulțumesc! Era extrem de frământat, era într-o continuă...